Străină a fost viața mea și plânsul m-a însoțit în ea. A fost o viață de amar și de dureri fără hotar. Dar într-o zi am întâlnit pe Domnul care m-a iubit. Eram pe lume sigur el și de azi am aflat în el. Atunci când l-am întâlnit, căzut eram și biruit de greutăți și de amar și de dureri fără hotar. O, cum am înțeles și eu cât am durat stăpânul meu și am înțeles ce-a suferit păcatul când m-a ispășit. Eu rapt că sunt un păcătos, dar pentru ce a răbdat Hristos și tot eu strig când sunt lovit, El s-a rugat și răstignit. Eu pe dușmani m-am răzbunat, El totdeauna i-a iertat și stând mereu privind la cui, am plâns la umbra crucii Lui. Am plâns eu pierdut și dus la umbra crucii lui Iisus, iar astăzi simt că-s ușurat. El m-a primit, El m-a iertat. Am dorit să citim un cuvânt pentru că ziua aceasta este o zi deosebită și așa de frumos a început adunarea aceasta cu un cuvânt de chemare, cu Evanghelia zilei de astăzi. Dacă voiește cineva, numai dacă voiește, dacă nu voiește, poate să nu vină, poate să rămână așa, în starea lui, fiecare. Vom citi de la Isaia, de la capitolul 53, începem cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la ei, de la el, și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiurea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce tun, n-a deschis gura. Și apoi de la Evanghelistul Matei, la Sfântul Evanghelist Matei, de la capitolul 11, versetul 28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Fraților și surorilor, mulțumim Domnului pentru ziua aceasta. O zi frumoasă, o zi deosebită, în care mai putem vorbi unii cu alții, în care mai putem să ne sfătuim împreună din cuvântul Domnului, o zi în care mai putem reflecta fiecare la viața noastră, o zi în care Domnul este prezent aici. S-a cântat cântarea căci acest har într-o zi va pleca de la noi, către poporul său. Și acum, dacă îl avem cu noi, cine voiește, spune cuvântul, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze.
Mi s-a dus gândul aici pentru că, la cuvântul acesta, pentru că trebuie să vedem mai întâi cine ne cheamă, cine este cel care ne face invitația aceasta. O invitație extraordinară de a ne face copiii de Dumnezeu, fii de Dumnezeu. Ne invită la a ne lua crucea și a urma pe El. Haideți să vedem împreună cine este Cel care ne cheamă. Cine este Domnul Iisus? Cel care a luat, așa cum am citit adineauri, asupra Lui toată povara păcatelor noastre, povara păcatelor mele și povara păcatelor omenirii întregi. Priveam adineauri crucea din spatele meu și încercam să înțeleg dacă este realizată într-adevăr după adevărata suferința Lui. Să văd dacă acolo sunt toate detaliile. Ascultam ieri, mergeam la Țoleș cu mașina, cu soția și copiii și ascultam pentru că am primit CD-uri la frații când au fost adunările acestea la Sibiu și la mormântul părintelui și mormântul fratelui Traian. Și a ajuns la mine ieri Hristos jertfa noastră, meditația fratelui Traian, de la capitolul 19 de la Ioan. Am ascultat cu atenție și când am ajuns pe la jumatea lui, fratele Traian descrie, după mai multe poezii și frumoase pregătiri pentru a le pune în temă cu ceea ce urma să mediteze, a spus despre Domnul Iisus, cum a ajuns El înaintea lui Pilat și cum Pilat n-a găsit nicio vină în El. A spus, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta și s-a spălat pe mâini. Iar fratele Traian cutremurat spune, și totuși, de ce l-au dus să-l bată? Dacă n-a găsit nicio vină, de ce a fost bătut? Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Spune mai departe fratele Traian că așa m-am îngrozit. Fiecare detaliu de acolo m-a zdruncinat și m-a zdrobit într-un fel. Spunea fratele, când i-a obligat o lovitură, pielea poate că a crăpat și acolo a început să usture și să doară. Și apoi când a venit a doua lovitură și a treia lovitură, era carne vie. Și spunea fratele, și cea mai blândă mâine, dacă l-ar fi lovit, ar fi durut. Nu vreau să spun lucrurile acestea pentru ca să ne înduieșăm, ci vreau să realizăm că pedeapsa aceasta care a căzut este Domnul Iisus. Ne-a adus nouă pacea. Noi am crezut că este zdrobit pentru păcatele Lui și pedepsit de Dumnezeu. Și fratele Traian spune în meditația sa că probabil oamenii aceia care au plătit și pe Pilat și pe toți mai mari de atunci, probabil că i-au plătit și pe oamenii care au trebuit să-L bată pe Domnul Iisus și nu l-au bătut cu 40 de lovituri, ci au trecut măsura. Și suferința a fost mult mai mare. De aceea crucea aceea din spate, nu cred că a fost chiar așa. Suferința a fost mult mai mare. Meditam ieri la lucrul acesta și m-am cutremurat. Că acolo nu era numai Domnul Iisus de față. Era mama Lui și erau ucenici. Dar alături de ei era Tatăl și Duhul Sfânt. Cum o fi privit Tatăl pe Fiul în situația aceea? Care dintre noi ne-a putea privi fii așa? Copiii mei sunt mici, dar sunt sigur că n-aș putea. N-aș putea privi așa o scenă. Noi știm doar răstignirea, dar până la răstignire a fost un întreg calvar. O întreagă batjocură la adresa Domnului Iisus. El, de care lumea nu era vrednic. Cum spune Ioan, Sfântul Ioan Botezătorul. Așa au suferit toți sfinții lui, dar Domnul Iisus a încununat toată suferința. Toată suferința care s-a adus pentru credința noastră. N-aș fi putut înțelege nici eu
ani de zile n-am înțeles suferința aceasta și tot ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, dacă El nu mi-ar fi luat și mie într-o zi păcatele. Și din cel mai fără vină, așa cum am cântat noi acum 200 luni, când te-am aflat pe tine, Doamne, eram atât de vinovat, dar ca pe cel mai fără vină, așa cu drag m-ai sărutat, n-aș fi înțeles niciodată că pedeapsa aceasta care a căzut peste El a putut aduce pace. Aș fi un mincinos astăzi să vă spun că nu se mai poate. Că a fost atunci, că e o poveste, așa cum am amintit fratele Matei, că sunt povești. Dacă El nu mi-ar fi luat povara și n-aș fi simțit acea pace și așa acea liniște. Aș vrea să fiu foarte scurt, pentru că am înțeles și aceasta că nu trebuie multe vorbe, puține și cu Duh Sfânt în ele. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. După ce am înțeles cine este Cel ce ne cheamă, am putea vorbi mult, aici este mult de vorbit. Cred că fiecare frate are ceva de spus. Fiecare a avut câte o povară. Numai cel care căruia s-a luat povara poate înțelege ceea ce vreau să spun. Atunci când nu sunt aproape nici mama, nici tata, nici frații, nici surorile, atunci când nu te mai înțelege nimeni, nici soțul, nici soția, nici copiii, nici vecinii, El este Cel care stă de vorbă cu tine, care te înțelege, care te primește, care nu te judecă, toți te judecă, ar fi în stare tot să dea cu pietre în tine. El este singurul care nu vrea să facă lucrul acesta. El vine și spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Dacă suntem trudiți și împovărați, și suntem, vă asigur că suntem, toți cei care nu l-au pe Domnul în inima lor, nu este odihnă, cum n-am avut nici eu. Nu ai cum să ai odihnă trăind în păcat. Nu ai cum să ai odihnă, că și ziua și noaptea conștiința te mustră și te îndeamnă să te întorci acasă la El. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Suntem chemați să luăm o cruce și un jug în ziua aceasta. Dar jugul lui este ușor și sarcina lui este ușoară. Am crezut și eu ani de zile că sarcina e așa de grea și m-am temut să-i dau 100%, să-i dau toată inima. I-aș fi dat 99% totdeauna, dar ceva a vrut pentru mine. A venit o zi când am renunțat, a venit o zi când am putut să dau totul. Dar știți când a fost ziua aceea? Vorbea odată fratele Viorel la Dumbrăveni și m-a marcat atunci un cuvânt, spunea el, nu se poate întâmpla niciodată minunea nașterii din nou până când mai avem noi soluții. Când 1% acela sunt soluțiile noastre și noi mereu ne zbatem și ne zbatem și ne forțăm și ne forțăm, nu vom putea ajunge. Numai în momentul în care am lăsat totul, atunci El vine și face minunea aceasta. Va trebui ca să abandonăm soluțiile noastre. Am avut multe soluții și eu. Am fost omul soluțiilor. Din nimic găseam încă o soluție, încă o soluție. Până într-o zi când nu le-am mai avut. Și am abandonat. Și am zis, Doamne, Tu ești Domnul. Ajută-mă. Și am povara. Și dăruiește-mi odihnă. Și de atunci am rămas în odihna Lui. Și odihniță, munceam în Anglia, foarte ușor, nu greu, dar eram așa de obosit că nu dormeam nici nopțile. Diminețele erau așa grele. Acum lucrez 12 ore pe zi și nu mă plâng. Căci odihna care o am în suflet este suficientă și este neajuns. De aceea jugul este ușor și sarcina este ușoară. Atunci când i-am dat lui inima, atunci când am renunțat, nu se poate să luăm crucea și să mergem după Domnul până nu renunțăm.
De fapt, lepădarea de sine nu e nimic altceva decât acel 1%, este euul nostru, care niciodată nu vrea pe cruce. Euul nostru care întotdeauna s-a răzvrătit și s-a împotrivit cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, 1% va deveni 99% pentru vrăjmașul și 1% pentru Domnul. Mâna celor care îl băteau și îl biciuiau atunci pe Domnul era purtată de vrăjmașul acesta al nostru. M-am cutremurat și mi-a fost așa de groază de mine, pentru că ani de zile nu l-am slujit pe Dumnezeu, pentru că eu am fost de partea cealaltă. Am fost cu mâna celor ce l-au biciuit și m-am cutremurat. Cum a fost posibil ca să stau atâția ani și în loc să fiu de partea Domnului, de partea celui ce a luat povara noastră? El nevinovat a fost. Când spunea fratele Traian, când descria acolo în meditație, cum Domnul el era cel mai nevinovat. Și el a luat asupra lui păcatul meu și păcatul frăției tale. Și noi stăm de partea celuilalt, în loc să venim de partea Domnului, să punem și noi umărul, măcar sarcina noastră, cum spune fratele Traian în poezia lui. Doamne, măcar partea mea de vină să-ți ajut să mi-o poți duce. Măcar partea mea de vină să mă apese și pe mine. Doamne Dumnezeule, ajută-ne pe toți în aceasta. Aș dori să închei de la Evanghelia Sfântului Ioan, de la capitolul 1, versetul 11. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Domnul să ne ajute, fraților, la aceste sfinte îndemnuri, să putem să privim sfânta fața Lui, să înțelegem că suferința Lui n-a fost ca să arate nimic, ce a vrut să ne arate decât dragoste și iubire. A venit să ia asupra Lui povara păcatelor noastre, care apasă și apăsau și vor apăsa întotdeauna, pentru că păcatul nu va aduce niciodată odihnă. El este singurul care poate da odihnă. El este singurul care poate potoli setea aceasta după păcat. Doar în El și doar prin El vom fi mântuiți, dacă cu adevărat vom crede într-adevăr în jertfa Lui, în El, în numele Lui și în dragostea Lui. Amin. Domnul să ne ajute să fie.